Bine v-am găsit cu bucurie, sunt Steluța Florentina Stanciu, terapeut și formator holistic și vă prezint emisiunea Pasiuni Armonizate cu Viața la Terranova TV. Astăzi o avem invitată pe Nușa Bugeac, terapeut și formator holistic și ea pe partea aceasta de psiholog, facilitator de constelații familiale și foarte, foarte multe alte formări. Iar astăzi, Nușa, ai ales să împărtășești cu noi despre metafizica chineză. Metafizica chineză care, de fapt, face parte din cunoașterea străveche chineză. Vorbeam noi la emisiunea radio pe care am făcut-o împreună, faptul că de aproximativ 5.000 de ani, într-o anumită formă transmisă de către această cunoaștere chineză, au venit foarte multe informații care sunt foarte actuale și în momentul de față. Bineînțeles că sunt și studii până la urmă și peste tot în lume la momentul acesta se știu foarte multe arte, ca să nu mai vorbim de partea de arte marțiale, partea de terapii holistice, în calendarul chinezesc și foarte, foarte, foarte multe și vin din această zonă în care de mii de ani ceva a durat în timp și este ceva absolut extraordinar care poate fi folosit și acum. Cu toată tehnologia pe care noi o avem, acele principii încă, dacă sunt cumva urmărite, par foarte autentice și reale și ca un ghid pentru noi. Pentru cine vrea să exploreze, să vrea să intre în mai multe detalii, bineînțeles că vor găsi aceste conexiuni. Bine ai venit, dragă Nușa! Îți mulțumesc că ești aici alături de noi și cu drag vreau să împărtășești din ceea ce simți tu să ne spui despre această metafizică chineză. Mulțumesc mult pentru invitație! Da, știința modernă cu toate instrumentele ei de studiu mai nou a început să valideze științific multe aspecte ale acestei cunoașteri străvechi. Datorită acestei cunoașteri, se pare că în China au fost cele mai lungi dinastii, pentru că într-un fel sau altul ei practicau controlul nașterii. Adică căutau să nască viitorul împărat într-o zi bună pentru a fi împărat. Tocmai pentru că cunoșteau, exact. pentru că aveau această cunoaștere exact. Și vroiau cumva ca acele influențe, ca acele lucruri să se petreacă în cele mai în bune. Alte aspecte și bune aspecte din punctul de vedere a ceea ce această știință releva și mai ales pentru conducătorii țării erau și din câte știu eu cel puțin erau foarte importante aceste aspecte pentru că cumva aveau nevoie ca toată cunoașterea, tot ceea ce ei puteau primi ca putere să fie folosit la nivel maxim. Exact, exact. Sunt multe tehnici, multe modalități care au la bază această cunoaștere și pe care unii maestri le-au luat și le-au adus în epoca modernă, adică le-au adaptat la viața pe care o trăim noi acum, la felul în care a evoluat societatea, la ce se întâmplă acum în societate, în business, în tot ceea ce trăim acum. Înainte să intrăm în mai multe detalii, Nușa, te rog să-mi spui care sunt aspectele de viață mentale, emoționale, ale corpului fizic în care această metafizică și această cunoaștere se reflectă? În toate. În toate. Hai să dăm câteva exemple. De exemplu, în viața fizică cu siguranță descoperim, cum spuneam. Sunt practicile, toată lumea a auzit de Qigong, poate de Tai Chi Chuan, de Wushu, de meditația cu diverse elemente sau chestii de genul ăsta. În corpul mental îți duce cunoașterea, pentru că în momentul în care tu știi și are sens o informație pentru tine, atunci o asimilezi și o poți folosi
într-un mod practic? Sau care este, care este acel element logic, pragmatic, prin care tu poți funcționa în parametrii tăi cei mai înalți, exact, până la urmă? Exact. Și exact, știm foarte multe și despre partea aceasta emoțională, așa-i? În care culorile, simbolurile și așa mai departe, tu o să ne spui mult mai multe pentru că știi pentru culori, asta. Dacă vrei, vin o emisiune întreagă să-ți povestesc. Cu mare bucurie te așteptăm aici în studio. Aici e mai mult, mult mai mult. Adică aici culoarea e micuță, dar micuță. Este foarte interesant cum inclusiv în partea emoțională sunt descrise anumite aspecte, da, și pozitive și, sau să zicem, și cu o energie mai grea, mai înaltă, a emoțiilor pe care aceste elemente le aduc. Păi hai să-ți explic. Pentru mine, metafizica chineză a însemnat practic descoperirea felului în care funcționează și este organizată viața. Mie personal mi-a adus mult mai mult decât mi-a adus facultatea de psihologie la nivelul de înțelegere al, de, hai să spunem așa, cartea tehnică a ființei umane. Eu vreau să subliniez aici ceea ce eu cumva am ca vis personal. Chiar aș vrea să împărtășesc asta cu voi, dar este visul meu personal. Pentru mine este o onoare să aflu și să descoper în foarte multe aspecte, în foarte multe domenii, foarte multe informații. Fie că ele sunt tehnice, fie că ele sunt cum facultatea de psihologie, dăm exemplu că tot ai amintit aici, le oferă. Și este respectul meu pentru faptul că fiecare își face treaba exact așa cum este mai bine. Și exact, nu putem să denigrăm sau să spunem că ceva este mai bun sau mai puțin bun. Dar fiecare este o cărămidă foarte importantă în această lume în care noi trăim. Da? Chiar dacă acele instrumente poate par la un anumit nivel în care suntem noi mai importante, mai interesante sau nu, sunt niște cărămizi. Asta este pur părerea mea personală, este punctul meu interesant de vedere, dar simt că este momentul să facem acest lucru al inimii în care să ne uităm către fiecare cărămidă. O casă nu se poate construi fără să punem cărămizile aproape. Ei, da, poți să faci direct acoperișul, n-ai auzit? Și o să bată vântul și o să-ți fie fric și nu o să fii întreg și o să-ți cauți tot timpul locul. O să fii suspendat! Și o să fii suspendat și nu o să te regăsești și nu o să fii acel acasă, da, mă simt acasă, fără cărămizile acestea care vin așa și se pun împreună. Și atunci, respectul meu este foarte mare și pentru partea de medicină, pentru partea de știință, pentru absolut orice și este și mai mare în acest moment al vieții mele în care descoper că se întâmplă ca cercetători merg și ajung în profunzime să arate aceste conexiuni dintre aceste cărămizi. Acel liant, da? Acel adeziv care se pun între cărămizi și de ce anume este important să fie conectate. Și pentru că am intrat în acest punct de vedere, mai cumva mi-ai ridicat așa mingea la fileu și o să termin scurt, pentru că de-abia aștept să vorbim despre subiectul de azi. Mi se pare foarte important acest lucru pentru că poți găsi cărămida care ți se potrivește în fiecare moment al vieții tale. Tu poți să ai nevoie de psihologie, poți să ai nevoie de un psiholog foarte bun la un moment dat sau poți să ai nevoie de o terapie holistică sau poți să ai un medic la un anumit punct al vieții tale, dar întotdeauna când vei privi în jurul tău, toate cărămizile sunt acolo. Doar să vrei să le accesezi, doar să vrei să deschizi informația până la urmă și vei vedea că din toate părțile poți primi foarte multă susținere absolut fabuloasă și fantastică și ăsta e visul meu de fapt. Să ne dăm seama că avem totul, că tot ajungem la acest clișeu. Avem acces la tot. Care este acest tot? Pentru mine este memoria acest tot. Acasă. Pentru mine este acest tot. Da? Este o părere personală, spuneam. Și acum revenim și vreau să te întreb. Legat de partea spirituală, există și această conexiune pe care această metafizică chineză o dezvoltă? Evident.
Poți să dai un exemplu toate scurt? Formele posibile. Ce înseamnă din punct de vedere spiritual? Faptul că se referă la conexiunea cu forțele Universului sau ce anume, în mod concret? Un exemplu care să fie așa relevant pentru toți urmăritorii, fie că au făcut sau nu ceva din partea holistică. Tai Chi. Tai Chi-ul, toată lumea știe că e acel dans care îl fac chinezii prin parcuri, prin nu știu ce, prin nu știu ce. Fiecare mișcare care este făcută are un înțeles, are un sens. De exemplu, mângâi pana păunului. Și atunci, deci da, e o mângâiere. Mâna norilor. Da? Îndepărtez norii. Deci fiecare mișcare din acele dansuri, între ghilimele dansuri, pe care noi le vedem, au un înțeles energetic. Și în momentul respectiv, când eu fac acea mișcare, eu mă gândesc că îndepărtez ceva. Sau aduc ceva. Sau fac ceva când fac acea mișcare. Și atunci, câmpul care se creează, se creează de a aduce, de a stabiliza, de a împrăștia, de a disipa, de a concentra, depinde ce. Și așa să fie pe înțelesul ascultătorilor noștri, până la urmă, aceste zone în care lucrurile se fac în felul acesta, ca acțiune, este de fapt chiar relevată de cercetători cât de important este să fii total acolo și să lucrezi cu anumite simboluri și cumva oricum îndepărtezi șirul gândurilor de orice altă natură, doar centrându-te pe un punct, pe un lucru pe care îl faci. Și este relevant din această prezență. Exact, și este relevant pentru ei că în acel moment noi de fapt accesăm o energie, da, o vitalitate, o formă în care acel stop și acel focus de fapt se întâmplă ca noi să primim mai mult în ființa noastră. Organizația Mondială a Sănătății prin 80 și ceva, dacă nu mă înșel, a declarat Tai Chi Chuan-ul ca cel mai bun exercițiu pentru sănătate. Mulțumim deci pentru avem această și, împărtășire. Și deci avem și validarea științifică a acestor tehnici vechi de mii de ani. Bun. Să revenim la subiectul emisiunii și tot revenim la el. Te rog mult să împărtășești cu noi ce ai pregătit pentru astăzi. Știu că tu ai pregătit așa niște aspecte foarte faine. Să ne acomodezi așa cu această metafizică și să o aduci pentru telespectatorii noștri în cea mai frumoasă formă și pe cel mai frumos înțeles pentru ei. Deci, în primul rând, eu am fost fascinată și atrasă de această cunoaștere, pentru că ideea centrală a acestei cunoașteri este echilibrul și armonia. Cum să aduc echilibrul și armonia în viața mea? În toate formele posibile, în toate tipurile de acțiuni, în toate aspectele vieții mele. Și de aceea am fost atrasă și am studiat-o atât cât am știut și am putut și încă o mai studiez. Și ca să pornim așa cu începutul, ușu, de care toată lumea a auzit, nu înseamnă doar o tehnică marțială de luptă, de război și așa mai departe, înseamnă de fapt 5 arte, care sunt cele 5 mari direcții de studiu și de cunoaștere ale metafizicii chineze. Și am să spun pe scurt de fiecare dintre ele. Prima, sau una dintre ele, că n-au o ordine oarecare, una este arta muntelui, care se ocupă de tot ce înseamnă practică. Practică a corpului. Și atunci, avem așa, când nu avem energie, facem qigong ca să aducem energia din afara noastră. Când avem prea multă, facem ușu ca să eliberăm ceea ce avem. Iar când dorim să ne echilibrăm, facem Tai Chi Chuan ca să echilibrăm exteriorul cu interior. Și meditația în ultimul rând. Deci acea centrare pe sine, cu atenția pe noi, pe organele noastre, pe ființa noastră, pe senzațiile noastre, pe tot ceea ce vine. Aceasta este arta care ține de practicile fizice.
O altă artă este arta medicală, care include celebra medicină tradițională chineză împreună cu tot ce înseamnă ea, acupunctură, herbologie și tot ce mai are, masajul, sunt anumite masaje foarte speciale, unul dintre ele fiind masajul tuina și așa mai departe. O altă direcție este arta divinației. Ei numesc divinație și a căuta o anumită dată bună să începi sau să termin ceva. Românul vorbește de ceasul rău și ceasul bun. E, chinezii știu să-l calculeze. Și este arta țerii, este arta selectării datelor. Iar probabil că mulți au auzit de I Ching, sau I Ching, depinde de zonă și de pronunție, Cartea Transformărilor, un fel de Biblie, da? a cunoașterii chineze, care vorbește de cele 64 de hexagrame, despre care o să povestim un picuț mai încolo, și care ne dau foarte, foarte multe informații. O altă artă este arta decodificării destinului. Și aici vine partea de astrologie chineză, care are multe școli. Eu am învățat-o doar pe cea care se numește Pați, care înseamnă 8 caractere, iar în traducerea noastră și în traducerea în limba engleză este cei 4 stâlpi ai destinului. De ce 4? Pentru că unul este anul, unul este luna, unul este ziua și al patrulea este ora. Deci avem 4 piloni stâlpi ai destinului, care fiecare înseamnă ceva, ei interacționează între ei și se întâmplă vezi ceva acolo. Și prin arta, această cunoaștere, poți să afli structura de personalitate, profilul, matricea energetico-informațională cu care un individ a venit. Poți să vezi punctele cheie prin care trece în viață și dacă știe despre ele, poate să treacă în varianta ușoară, uneori poate treacă și în varianta grea dacă nu face nimic. Se pot afla lecțiile de viață care le are persoana de învățat și multe, multe, multe altele prin arta decodificării destin. Și mai sunt și alte școli. Și nu în ultimul rând este arta fizionomiei. Înainte de asta vreau să te întreb, Bănușa, vorbeam despre ce povesteai un pic mai devreme. Este vorba de darurile cu care noi venim. Exact. Matricea aceasta energetică, da, formează cumva bogăția fiecărui individ. Așa cum dacă știi foarte bine și știi ce ai în rucsăcelul și... Ce daruri și ce vulnerabilități ai. Pentru că vulnerabilitățile se fac în așa fel încât să le duci la un nivel de echilibru, să nu mai fie vulnerabilități, iar darurile să le folosești și să le amplifici. Și practic să funcționezi din dar. Exact, 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 exact. Okay. Și a cincea artă este arta fizionomiei. Xiang, care are două mari direcții. De una știe toată lumea, dar nu știe ce înseamnă. Este arta fizionomiei pământului și clădirii. Feng Shui. Toată lumea a auzit de Feng Shui, dar habar n-are de fapt ce înseamnă. Noi studiem fizionomia pământului, cum arată pământul, munți, ape, toate cele, fizionomia caselor, a orașului, da, ce avem, clădiri, șosele, ape, denivelări și așa mai departe, ca să vedem ce este optim pentru fiecare dintre noi. Și a doua mare direcție a fizionomiei este Miangxiang, face reading, citirea feței, care cum a apărut, mie mi s-a părut fascinant. La început, începuturile cunoașterii, acum mii de ani, cunoașterea era ocultată, era doar pentru împărat, că na, el trebuia să funcționeze și să știe. Dar, așa cum se întâmplă, oamenii sunt oameni și cunoașterea a început să mai iasă și în afara palatului. Ce se întâmpla? Ei angajau oamenii la palat și era o mare onoare să fie angajat la palat pe baza hărților. Deci ei făceau pe baza bațâului, profilul de personalitate. Și vreau să vadă, păi am nevoie de cineva care să fie, să urmeze ordinele, să fie ordonat, să.
se uitau pe hartă, ziceau, a, se potrivește cu profilul, angajăm. Avem nevoie de un lider, căutăm un lider în caracteristicile persoanei. Dar în momentul în care cunoașterea a ieșit în afara palatului, oamenii sunt oameni și au început să-și măsluiască hărțile. Să-și pună niște date, alte date de naștere, nu cele reale. Și ei angajau oamenii și ei nu se potriveau cu postul. Și atunci împăratul, au venit la împărat tot felul de sesizări. Băi, am angajat, dar uite că ăla nu-i lider sau nu urmărește ordinele, e un rebel, nu e un bun organizator. Și împăratul ăsta, el s-a gândit, nu prea mult, și a chemat toți înțelepții și le-a explicat așa. Căutați o scală de minciună. Dacă nu vă iau cap. Adică la împărat nu erau multe chestii de discutat. Aici trebuie să subliniem că, într-adevăr, el avea și foarte multe resurse umane care susțineau această înțelepciune. Exact. Adică avea el era liderul, avea specialistul în strategie, specialistul în partea corporală, în medicină, deci prin toate hartele astea. Și cumva așa primea pe tavă toată bogăția și așa și avea acel spirit de a reuși să sistematizeze și să pună. Și atunci el a cerut scala de minciună pentru partea de astrologie, pentru. Și atunci cu frica, știi, frica e un cu cuțitul bun, și cu un foarte bun învățător și motivator. Ce s-au gândit ei au stat? Eu mai observaser așa că un anumit element sau o anumită traumă îți generează un anumit tip de trăsătură. Un nas mai mare, mai mic, ochii mai nu știu cum, mai. Și atunci au făcut această artă a citirii feței și au găsit inclusiv puncte de la 0 la 100 de ani pe figura omului, unde dacă te uiți și vezi, nu știu ce, acolo o gâlmă sau o adâncitură, tu știi că atunci s-a întâmplat ceva cu acel om. Proporțiile feței, nasului, ochilor, gurii, urechilor și așa mai departe spun și te uiți la cineva și tu știi despre ce e vorba. Pe mine m-a fascinat chestia asta și recunosc că am învățat-o și am mai studiat încă o școală, școala beduină de citirea feței. De ce? Pentru că ambele sunt folosite ca scală de minciună. Foarte interesant. Adică știu dacă cineva poate să mintă, știu dacă cu cineva pot să negociez sau nu și multe altele. Deci, cam acestea sunt direcțiile de manifestare, de cunoaștere ale celor 5 arte în metafizica chineză. Dragi telespectatori, vom lua o scurtă pauză acum și revenim pentru mai multe informații și mai multe detalii alături de invitata noastră, Nușa Bugeac. Pe curând! Adu-mi viața ta armonie, bucurie și iubire. Cum ar fi dacă ai adăugat la toate acestea pasiune? Bine am revenit în a doua parte a emisiunii. Dragă Nușa, cu ce continuăm din aceste generalități pregătite de tine? Continuăm cu ideea de cum a apărut viața a chinezilor, cosmogonia chineză, ideea lor de cosmogonie. Ei spun că la început a fost nimicul, vidul. În acest vid a apărut o diferențiere, un punctuleț, ceva. Din acest punctuleț s-a născut celebra imagine yin-yang. Da? Bun. Care la rândul ei s-a divizat mai departe și au apărut cele patru bigrame, care la rândul lor s-au dus în cele, s-au mai divizat odată și au fost cele 8 trigrame. Cele 8 trigrame combinate dau cele 64 de hexagrame din I Ching și care de fapt sunt 64 de stadii ale unui act care începe de la zero și ajunge la desăvârșire. A unei vieți până la urmă. Poți să zici da. Am putea o numi viața. Da, sau mă apuc să fac ceva, nu știu, uite, învăț limba spaniolă. Exact, da. Pornesc de la zero și trec printre toate cele 64 de stadii ca să ajung să vorbesc fluent și la un nivel de
bun de competență în limba spaniolă. Trec prin 64 de stadii. Aceasta vorbim reprezintă... de maestrie și vorbim exact, de exact. A maturiza și exact. Până la urmă și a înmagazina toate acele cunoștințe și nu numai, a ajunge la acel proces de alchimie. La metaboliza. Da, și alchimia lui și de a, da, exact. Da, și a dărui mai departe sau a, exact. A vedea toate aspectele și a le mânui cu totală da. Ușurință. Deci ei spun că sunt 64 de stadii care sunt reprezentate de cele 64 de hexagrame care se mă pun okay. și pe fiecare... Din punctul tău de vedere, ce înseamnă asta în mod concret, simplu, pentru telespectatorii noștri? Deci, în primul rând, există un tip de divinație cu hexagrame. Adică pun o întrebare. Ce am eu de făcut în acest moment legat de un aspect din viața mea? Nu știu, sănătate, un blocaj... Sau cum spuneai, unde sunt? Unde exact. Sunt și care e pasul următor exact. Ca să pot exact. Să cresc exact. Acțiunea exact. Mea? Exact, exact. Și atunci, asta e. Văd ce hexagramă, dacă este un anumit tip de hexagramă în care nu se schimbă nimic, e o situație staționară. Dacă se trece într-o altă hexagramă, văd de unde plec și spre ce mă îndrept în situația de acum, în condițiile de acum. Că dacă fac aceeași divinație, aceeași întrebare peste jumătate de oră sau peste două zile, s-ar putea să am alt răspuns. Pentru că între timp eu m-am mai schimbat ceva în mine. Trecem mai departe, am dat câteva caracteristici ale inului și yangului, ca să înțelegem ce înseamnă. Vorbim de principiile feminine și masculine ale vieții. Caracteristicile principiului masculin înseamnă luminos, strălucitor, activ, zi, agresiv, puternic, soare, fierbinte, timpul, în afară. Caracteristicile principiului feminin este întunecat, misterios, umbrit, noapte, încet, pasiv, lună, rece, spațiul, intern, înăuntru, moale. Și această combinație, din punct de vedere al taoiștilor, al chinezilor, este acea biluță yin-yang care o știe toată lumea. Nu există feminin pur sau masculin pur. În momentul în care ajungem într-o extremă a femininului, există acea biluță de masculin în ea care o trece în masculin și invers. Și ca să dau un exemplu, că tot e iarna acum, iarna când este frig extrem și punem mâna pe o clanță de fier, da? Nu cu mănuși. Fără mănuși, ne arde. Sau când avem febră foarte mare, intrăm în frisoane. Deci extremul masculin dă în feminin, extremul feminin dă în masculin. Și practic se resimte în interior, în cum spune. Orice aspect al vieții, în tot ce înseamnă viața noastră, corpul nostru, emoțiile noastre. Deci când ne ducem într-o extremă, dăm în opusul ei. În polaritatea opusă. Și de aceea ei merg pe ideea cum să găsim echilibrul. Mergem mai departe? Da, sigur. În cunoașterea chineză se spune că există, vorbim de noroc. Trei tipuri de noroc. Există norocul cerului, norocul pământului și norocul omului. Toate având aceeași pondere, 33,3% în perioadă, ca să fiu extrem de exact. Hai să vedem ce putem controla. Deci de-aia îi spun norocul, cum spune și românul, tu-ți faci norocul. Da? Bun. Ce înseamnă norocul cerului? Înseamnă locul, momentul, data în care m-am născut și caracteristicile mele. Vreau, nu vreau, mai mult de 1,67 m. N-o să am, pentru că atât este făcut corpul meu să aibă în această viață. Culoarea ochilor mei, da, o schimb dacă îmi pun lentile. Altfel, deci este ceea ce este dat și nu pot schimba. Deci eu nu pot să-mi schimb data de naștere, locul nașterii, ora nașterii. Acesta este norocul cerului și este de neschimbat. Aici nu putem acționa. Vine norocul pământului, care înseamnă orașul, țara, locuința în care trăiesc, colectivul de muncă, grupul de prieteni,
în care stau, în care locuiesc, în care funcționez. Poate fi schimbată în orice secundă. Nu mai place țara, mă duc în altă țară. Pentru un moment sau pentru o perioadă mai lungă sau definitiv. Nu mai place casa, mă mut. Nu mai plac anumiți oameni, plec din relația cu ei. Deci este ceva care este în controlul meu. Eu pot să schimb dacă vreau ceva acolo. Și cumva doar aici, la acest aspect al pământului, exact, putem noi alege cumva. Și la aspectul omului, pentru că aspectul omului ține de acea matrice de care vorbea, care o studiază pațâul, adică astrologia chineză. Mai exact, cum sunt eu făcută? Cum sunt eu făcut, dar mai exact înțelepciunea de a-mi folosi resursele la maxim cu din ceea ce mi s-a dat. Da. De exemplu, matricea mea arată că eu, de exemplu, sunt mai puturoasă. Așa m-a făcut mama mea. Ceea ce înseamnă că eu, dacă îmi folosesc această lene nativă pe care o am, eu pot să fiu un om care găsește soluții rapide, care caută scurtături. Și atunci eu o pot folosi în beneficiul meu și să o fac un dar, să nu mai fie o vulnerabilitate. Dar asta înseamnă să cunosc ceea ce sunt, cu darurile, harurile, talentele mele, organele mele sensibile, organele mele puternice, acolo unde pot avea vulnerabilități la boală, perioadele în care pot avea anumite vulnerabilități. Și aici eu pot acționa. Pot acționa asupra mea, să-mi schimb obiceiuri, să-mi schimb atitudini, să-mi schimb comportamente, să-mi schimb programe cu care se poate vedea că am venit. Și în primul și în primul rând este important să începi să te observi, exact, pentru a avea acces și, exact, mai profund la toate aceste detalii. Exact. Și de aici tragem concluzia că aproape 67% din tot ceea ce înseamnă norocul este în controlul nostru. Deci avem mult care ține de noi, de acțiunile noastre, de alegerile noastre. Avem mult potențial. Exact. Și mie mi s-a părut fascinant, mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Mergem mai departe. Deci ne-am lămurit cu norocul ce putem să facem, cum putem să facem. Că putem. Exact. Dacă vrem. Exact. Doar să vrem. Exact. Exact. Mergând mai departe, vorbim de cele... Deci, chinezii sunt foarte vizuali și foarte metaforici. Ei nu prea înțeleg cum e asta cu Saturn, care e retrograd, cu nu știu cine, cu nu știu cine. Și atunci ei au căutat niște imagini și niște expresii care să fie mai aproape de viața de zi cu zi. Și atunci ei vorbesc de 5 manifestări ale energiei, 5 vibrații ale energiei, care ei le-au numit elemente. Sau Wuxing, cele 5 transformări. Și totul în orice direcție din cunoașterea chineză se bazează pe această teorie a celor 5 elemente. Despre care acum o să vă povestesc un pic. Deci ce înseamnă teoria celor 5 elemente? Înseamnă că există 5 forme de manifestări ale energiei, 5 tipuri de vibrație, care ele interacționează într-un fel sau altul între ele. Și avem așa, avem lemnul, avem focul, avem pământul, avem apa și avem metalul. Ele sunt la momentul nașterii noastre într-o anumită combinație, într-o anumită putere, deci fiecare element are o anumită putere și o anumită calitate. Și atunci, important este ce, cum și în ce fel se transformă, pentru că există o relație între ele. Și hai să vorbim de ciclul de generare. Lemnul generează focul, arzând. Lemnul arzând generează pământul. Deci adică focul cenușă generează pământul. Cenușă. În interiorul pământului apare metalul. Metalul la suprafața lui condensează apa și apa generează lemnul. Acesta este ciclul direct de producție. Există ciclul invers de slăbire. Apa ruginește metalul,
metalul, ca să se genereze în interiorul pământului, se secătuiește. Pământul pus peste foc îl slăbește sau chiar îl stinge, depinde de cantitate. Focul usucă lemnul și lemnul se hrănește cu apa și atunci o slăbește, o face să se consume. Deci acesta este ciclul de slăbire. Cel mai dur ciclu este ciclul de control, în care, în mod firesc, așa ar fi cazul să fie, dar avem și ciclul de insultă, care este invers ciclului de control. Apa stinge focul, focul topește metalul, metalul taie lemnul, lemnul desface pământul ca să-și bage rădăcinile și pământul nu lasă apa să se ducă pe unde vrea, îi dă el direcția. Dar în momentul în care sunt inversate puterile, avem ciclu invers. Dacă avem o lumânărică și avem dita mai metalul, cine mai topește pe cine atunci? Metalul insultă focul. Focul, dacă este prea puternic, evaporă apa și atunci o insultă. Apa, dacă este prea puternică, nu se mai lasă controlată de pământ și insultă pământul având inundații. Pământul, dacă este foarte tare, nu lasă lemnul să-și bage rădăcinile și atunci îl insultă. Și dacă avem dita mai baobabul și un cuțitaș cu care vrem să tăiem lemnul, lemnul insultă metalul și nu se lasă tăiat. Pe scurt, am putea spune că sunt puterile fiecărui element în parte. Puterile, calitățile. Calitățile în funcție de cum ele sunt duse pe o scală, dacă ne-am imaginat până la urmă o scală, atunci când aceste puteri cresc. Sau scad și sau scad, ele sunt diferite, da, în funcție de anotimp. Se poziționează de diferit, de tot. Da, exact. Se poziționează diferit față de celelalte aspecte și atunci creează altceva. Creația e alta, creația e diferită și de asta este foarte importantă cunoașterea acestor proprietăți, puteri, dar și gramajul. Exact. Da? Pentru că, de fapt, asta înseamnă alchimia. Degeaba vrem să facem pâine și știm că ne place o pâine și nu respectăm rețeta. Astăzi o facem într-un fel, mâine o facem într-un fel. Nu vom avea acea pâine de care știm noi că ne-a ieșit odată, pentru că nu am fost atenți să controlăm tot. Temperatură, gramaj și așa mai departe. E un exemplu așa. Acum, fiecare element are niște caracteristici. De exemplu, lemnul înseamnă blândețe, înseamnă creștere, înseamnă fidelitate, motivare, educație. Deci când perioada este de lemnul puternic, atunci suntem susținuți și încurajați să ne educăm, să învățăm, să ne dezvoltăm, să creștem. Și asta se întâmplă încă anul acesta până pe 4 februarie. Încă suntem când lemnul începe să intre în declin și vine pământul, adică trebuie să stabilizăm ce am învățat anul trecut și anul acesta. Cumva recomandarea ta ca specialist ar fi să... Să mai învățăm cât mai putem și apoi să stabilizăm această învățătură. Deocamdată. Ca să știm gramajele pe care vrem să le folosim, nu de alta, dacă vrem să facem o pâine bună. Exact. Focul înseamnă pasiune, înseamnă generozitate, înseamnă frumusețe, înseamnă cunoașterea de dincolo de aparent, metafizica, cunoașterea ezoterică. Pământul înseamnă încredere, stabilitate, protecție. Metalul înseamnă dreptate, justiție, disciplină, onoare, corectitudine. Și apa înseamnă înțelepciune, creativitate, minte, emoții. Și atunci fiecare din aceste elemente are varianta lui yin, are varianta lui yang, deci manifestarea masculină, manifestarea feminină și în funcție de proporția lor la momentul nașterii noastre, e o întreagă poezie și putem să vedem și cum stăm cu casa în care locuim și cu locul de muncă și cu multe practic, altele. Practic, reiese unicitatea noastră. Exact. Pentru că noi suntem totul, da? Dar, de fapt, unici.
Exact. Și dacă mergem acolo în amănuntul ființei, unicitatea o putem descoperi exact. În acest fel. Exact. Ce mai pregăti pentru noi astăzi? Păi trecem un pic mai departe și v-am adus așa doar cât o imagine ce înseamnă fiecare element. Atingem așa un pic să simțim repede. Un pic de repede. Deci, lemnul yang este copacul. Lemnul yin este iarba, floricica, este delicat, este frumos. Focul yang este cerul, este soarele, de fapt. Soarele care nimeni nu-l generează, el este de la zei, cum spun ei. Deci, soarele există, a fost creat. Da? Focul yin este scânteia, lumânărica, este elementul transformării, este singurul element care transformă toate celelalte elemente. Pământul yang este stânca, pământul yin este pământul fertil, nisipul, cel afânat. Metalul yang este paloșul, este toporul. Metalul yin este inelușul, este strălucitor, este delicat. Și apa yin o găsim peste tot. Sunt cei mai curioși oameni posibil, cei care au la nivel de sine apă yin. Pentru că apa yin înseamnă vaporii de apă, înseamnă rouă, ai găsim peste tot. Apa yang înseamnă tsunami, înseamnă cascada, înseamnă oceanul. Sunt oameni foarte vulcanici, foarte... Exact. Și fiecare dintre noi, la nivel de sine, suntem un astfel de element. Yin sau yang. Eu, de exemplu, sunt un metal yang. La fel ca și tine. Suntem niște topoare. Deci spunem lucrurile direct, fără ascunzișuri, nu ne plac virgulițele și cârliuanții și toate cele, spunem ce avem de spus. Sunt de acord cu tine aici și mi se pare că acest pragmatism ajută și e bun este pentru foarte... noi. E forma noastră de manifestare. Exact. Sunt alte persoane, de exemplu, un lemn yin. Ei sunt niște delicate. Floricelele, cum sunt florile? Sunt fine, sunt delicate. În schimb, un lemn yang, un copac, depinde dacă e o salcie sau este un baobab. Și aici trebuie să subliniem faptul că hai să zicem, exemplul tău în metal yang, să îl cumva obligi să devină o floricică, va fi contrar naturii și va fi... Exact. De asta cumva respectul este atunci când știi, când ai cunoașterea și că, de fapt, poate această energie, care este o energie puternică, pe care poate o floricică o poate simți și poate, se poate simți rănită din această structură. Mie de foarte multe ori mi s-a întâmplat asta. Eu când organizez lucruri, intru într-o energie în care, fiind atentă la foarte multe detalii, sunt cumva pe repede înainte și nu mai am timp de acea diplomație. Și dacă am pe cineva cu aceste caracteristici, ar putea fi un pic prea mult. Dar dacă ar fi această cunoaștere, cumva și de partea mea, ce-i drept, da? Ne-am armonizat mult mai bine. Da. De fapt, noi am ajunge la acele relații în care să înțelegem că nu am ceva cu tine. Intuitiv ai dat un exemplu senzațional, pentru că metalul yang se combină cu lemnul yin. Adică, dacă toporul știm cum să cioplim frumos vița de vie sau floricica cum să o curățăm, e bine pentru ambele. Toporul își găsește utilitatea și floricica scapă de ceea ce este în plus. Acum nu știu dacă ești de acord cu mine, dar simt eu în interiorul meu să spun că în acel moment e acel principiu al generozității și schimbului dintre energii. Exact. Pentru că nu ne dorim să stăm în această energie grea. Nu, ideea este să avem această înțelepciune de a fi congruenți cu acțiunile. Cum spuneai și tu la începutul emisiunii, ai nevoie de o anumită energie
pe care exact. S-o setezi când vrei să faci un anumit tip de acțiune, eveniment sau ceea ce setezi tu în viață. Și atunci este bine să fii în mod congruent cu tot ceea ce tu ai nevoie pentru acțiunea respectivă și atunci pot exista elemente în care ai nevoie să devii o floricică, da? Pentru ceva ce vrei să manifesti, nu să devii, ci să accesezi să acel nivel de energie. Și atunci este un schimb foarte frumos. Tu vezi la mine cum este să fii în forma asta și eu văd la tine cum este să fii în forma asta. Și asta aș numi o generozitate. Dacă ne-am privit în mod autentic și dacă ne-am privit la momentul prezent cu darurile care suntem. Exact. Și revenind la această teorie a celor 5 elemente, totul, absolut tot ceea ce este în jurul nostru poate fi încadrat în aceste 5 elemente. Și este un mic tabelaș aici, organele, simțurile, organele de simț, culorile, absolut tot, emoțiile pot fi puse în unul din acele elemente. Și ca să dau un exemplu, când este prost aspectat lemnul, lemnul este legat de furie. Acum, pe final de emisiune, ne-ai putea dărui pentru următoarea perioadă. Spuneai la un moment dat că avem nevoie de mai multă cunoaștere. Da. Ai putea să ne dăruiești mai multe elemente pentru următoarele luni. Este finalul de an, este finalul în care poate ne creăm un pic mai mult timp, vin sărbătorile, o să fie o zonă în care poate avem acces să ne interiorizăm mai mult, poate ne oprim un pic din activitate sau nu, nu contează. Ce ai putea să ne mai spui acum ca mesaj de final în această emisiune pentru... Încă nu am noștri. Terminat predicțiile pentru că anul chinezesc începe pe 4 februarie, deci este mai mult timp decât anul nostru ortodox, calendaristic care îl avem. Dar anul viitor este un an în care avem nevoie să stabilizăm, să integrăm, să metabolizăm tot ceea ce am învățat în ultimii 2 ani. Pentru că ultimii 2 ani cumva au pus presiune pe noi să creștem, să ne dezvoltăm, să evoluăm și să dăm drumul la toate tiparele toxice și disfuncționale, la tot ce ne face rău, de la relații, obiceiuri, cunoaștere, meserii, lucruri din casă, absolut orice. Iar anul care vine este recomandat ca noi să stabilizăm ceea ce am descoperit despre noi, ceea ce am... înțeles ceea ce am dat la o parte, să aducem un echilibru în viața noastră, pentru că urmează o perioadă de aproape 20 de ani foarte puternică, în care focul va fi extrem de puternic. Focul fiind elementul transformării și focul nu se joacă. Focul este ceva de genul, ai înțeles? Atunci ți-e bine. N-ai înțeles? Te arde. Și ceea ce înțeleg eu ca recomandare, pe lângă tot ceea ce tu ai spus, cel mai important în această perioadă, până în 4 februarie, când este anul nou, ar fi să facem această curățenie, evaluare și să putem să mai înțelegem niște lucruri și să vedem ce mai avem nevoie de exact, integrat. Mai avem un an. Da. Mai avem un an, după care următorii 3 ani, deci din 2000 suntem 2026, 2027, vor fi ani de foc cu foc, deci va fi, nu vrem să știm cum va fi presiune pe noi. Nu facem acțiunea corectă, în secunda 2 se întâmplă lucruri. Focul dizolvă. Exact. Transformă, este elementul transformării și transmutării. Dragă Nușa, îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta plină de cunoaștere și înțelepciune, într-adevăr, ne-ai făcut să simțim și sper ca urmăritorii să fie de acord cu mine aici, un pic din această înțelepciune pe care tu foarte frumos o dai mai departe, cu bucurie, te aștept și la alte ediții să fii alături de noi și să vii și cu alte subiecte sau poate cum ar fi să continuăm să intrăm mai în detaliu, subtilități. Eu știu că tu ai avut o prezentare mult mai lungă, dar atât ne-a permis timpul astăzi. Așa că mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag și cu bucurie.
Dragi telespectatori, aici punem punct ediției de astăzi. Cele mai frumoase gânduri vin către voi. Să fie o inspirație această emisiune. Vă așteptăm cu comentarii, vă așteptăm cu idei dacă doriți să aprofundăm alături de invitați și mai ales alături de Nușa, ascultând-o dacă v-a adus anumite conștientizări. Cu bucurie suntem aici pentru voi, pentru a simți că aducem aproape de noi toate aceste cărămizi și a le avea într-un liant foarte fain pentru viața noastră, pentru o viață până la urmă plină de armonie, a noastră cu noi și a noastră cu cei din jur. Vă doresc tot ce e mai bun și cu drag ne vedem la o emisiune viitoare. Pe curând!